Clipa mult dorită, iată, a sfârșit. Dar îmi pare foarte rău că vom sărbători sărbătoarea aceasta în alte condiții, nu ca în fiecare an, deoarece suntem puși în situația aceasta. V-aș cuprinde și v-aș săruta pe toți cu plăcere și strâns, dar sper că o să o fac mai târziu, că o să ne permită timpul. Să fiți sănătoși, să aveți o vacanță de vis, să vă distrați, să vă jucați, să ascultați părinții, să mâncați bine, fiindcă la toamnă, la școală, să fie duce ghiozdanul, că-i tare greu. Drum bun, dragii mei, în țara cunoștințelor. Voi astăzi sunteți absolvenții grădiniței Floricica din satul Măcăcei. Noi suntem foarte mândri și bucuroși de voi și de rezultatele voastre. Stimați părinți, vă doresc să fiți buni parteneri și la școală, cum ați fost la noi la grădinițe, cum ați fost înțelegători și săritori la nevoie. Sper ca să vă bucurați de rezultatele copiilor și vă doresc, dragi copilași, un start bun în viață, un drum bun în lumea cunoștinților și bucurii să aduceți la toți cei apropiați. Și noi să ajungem la 1 septembrie și chiar să vedem că când într-adevăr copiii pleacă la școală. Să fiți bucuroși dumneavoastră și ne bucurăm și noi de succesele. Le dorim multă sănătate și să crească copii sănătoși, puternici și rezistenți. Fiindcă, într-adevăr, această pandemie, cred că o să ne unească și o să ne facă mai puternici, mai rezistenți și mai bună inimă. Eu vă doresc doar un drum bun în țara cunoștinților și vă doresc și părinților mult sănătate. Să aveți grijă de aceste diamante care până aici am avut noi grijă, un colectiv întreg, mai departe să aveți grijă dumneavoastră. Și vă mulțumesc că n-am avut altă ocazie să vă mulțumesc că ați fost alături de mine, m-ați ajutat să cresc aceste diamante până aici. Și vreau să-i mulțumesc și doamnei directoare, și doamnei metodiste și întreg colectivul, chiar dacă nu este prezent cu noi, pentru tot ce au făcut pentru a crește aceste diamante. Și nu în ultimul rând, doamnei primar, care a creat niște condiții foarte bune la grădiniță ca să putem să ajungem la acest nivel. Dragii mei, drum bun în țara cunoștințelor! Vă rog frumos, știu că vă este greu, dar aveți grijă de copilași, aveți grijă de dumneavoastră, participați la mai puține sărbători, paza bună treci primejdierea. Sănătate și într-un ceas bun să ajungem la 1 septembrie!